momentul ăsta să șargă primaria cu copilul meu, că chiar poliția. În momentul ăsta o chiam poliția. Auzi ceva. Dar nici copilul tău. Dar n-ai voie să-l dea. Tu femeie, sunt copii. Și camerele alea. Ok, dar sunt copii. Taci că vorbesc eu cu el. Băi, omule, nu, tu nu dai noroc cu mine, n-ai ce să vorbești tu cu mine. Tu mi-ai făcut mie numai rău, n-ai ce să vorbești. Sunt poliția, treaba deci fii atent, eu pentru copii niciodată nu mă războiesc. Dar nici eu nu mă războiesc, ați spus să ștergi filmările, de ce pui copiii mă să filmeze? Ascultă-mă un pic. Băiatul tu pui copiii ăla, să filmeze cu telefonul? Băiatul ăla. Așa, ce s-o da muie copilul ăla, când te duci la școală la el să-l întreb ce face copilul la școală? Băiatul ăla mi-a bătut fetele. Bine ți-o făcut. Nu, adu probă că ți-o bătut fetele, ce să-i faci, să-l iei de pulă. Nu, și băiatul meu când îl prinde, îl bate. Băi, vrei să vezi că te bate acum pe tine? Bate, în față la cameră. Bate-mă. Băi, bunoiule, tu mi-ai făcut mie numai rău mie. Eu chem poliția, în momentul ăsta tu nu pui copiii să filmeze, să filmeze copilul meu. Că e minor, spravule. Vrei să te folosești cum te-ai folosit de Alina? De filmările la copilul meu? Băi, pune-ți în pula mea bitangii să nu mai filmeze, că tu le dai telefoane să filmeze. Dar de ce lași copilul tău să joace cu copilul meu în parc? Eu vin să mă cer pentru copii? Nu mai lăsa nici tu copilul tău să joace cu copilul meu. Nu-ți place? Păi tu ești circ, toată viața ai fost. Tu ajuns Dumnezeu, ajuns să cerșești, tu ajuns Dumnezeu. Cerșești? Da, ai pus-o pe muieta să cerșească. Rău ce mi l-ai făcut, ce ai vrut să mi-l faci. Ia uite cum filmează copilul tău, vezi? Deci are voie să filmeze copilul tău? E pe domeniul public, e în poliția, da. Și copii minori are voie, nu? Cheamă poliția. Băi, Adi, te bat să urmezi dacă nu, cu prima ocazie, dacă mai scap, nu te bag în mormânt. Cheamă poliția tu. Cum adică, tu țâmbești copiii, mă, să filmeze? Dar nici copilul tău să nu dea, bă. Cheamă, că nici așa să dea. Cheamă să vedem ce se întâmplă. Să vedem de când ai tu voie să dai... E pe domeniu public, mă. Băi, copil minor! Dar nu ai mai urlat la mine. Nesimțitule, e copil minor, n-ai voie să-l filmezi. La copilul tău când o bătă... Tu ai lucrat la ziarul pulii mele, de când ai tu voie să filmezi copii minori? Vrei să te folosești de filmările la copilul meu? Hai că nu-mi place circul. Păi ce circ? Tu vrei să te filmezi de filmările la copilul meu? E copil minor, n-ai voie să-l filmezi. Da, copilul tău are voie să-mi bată mie. Da, copilul tău are voie să-l întrebe cu ce fac eu în casă, bă, și cu ce mă descurc eu. L-ai pus acum o săptămână pe copilul tău, că e înregistrat copilul tău. Să-l întrebe pe copilul tău cu ce mă descurc eu. Hai că nu te place. Băi, contolește-te că te bag în timp cu prima ocazie, spun frumos. Aștept. Uite, eu îți garantez că te bag în timp. Vezi că amenințările astea... Nu îți amenințări, eu chem poliția și bața la poliție ultima dată care mai chem. Și te bag. Contolește-ți copiii cu filmările. Corajus ca tine să filmeze lumea. Dar și copilul... Băi, n-are copilul meu voie să se împart din parcul vostru. Cheamă tu poliția, că ăsta e circ din ăla. Ce circ, mă, și care problemă? Cheamă tu poliția. Cheamă. Ce să faci cu mie cu poliția? Băi, parcul tău? Băi, tu ai adresa aici. Lasă-mă, că așa-și fac cu oamenii probleme. Adică, ce probleme ne facem? Mă, ce probleme fac? E parcul tău? E parcul tău ăla. Zi să-și vadă treaba lui. Dar zi și tu la copiii tăi să-și vadă treaba lui, că nu ți l-o bătut. Uite, copilul tău zici că o dat acum o palmă și l-a făcut prost. Auzi, aici tu ești... Și după aia începe să zică, bătați un pic. Nu că bătați un pic. Tu zici să tacă că bătă... Păi dai, mă! Ai nevoie de bani? Păi fi... Ai nevoie de bani? Cheamă, tu nu vezi că nu mă provoacă. Ai, și ce faci dacă te provoacă? Cum minte și tu? Bă, nu scundam toată viața. Bă, ce faci tu mie? Dar nu scundam toată viața. Și ce faci după aia? Mi-e bilele și mi le suci. Tu n-ai ce să-mi faci toată... N-ai avut ce să-mi faci și n-ai ce să-mi faci toată viața ta. Dar tu ai mie ce să-mi faci mie. Da! Ce faci? O să vă vin noi, nu pe domeniul public. Ok. Bun. Și ne-a solicitat poliția. Da. Da. Domnul, cu afirmațiile care le faci, eu știu dacă le poate demonstra în contextul deci în care... Deci nu ați sunat, da? Pentru ce ați sunat poliția? Adică copilul dânsului, a fost pe față, de păr. De față? Da. Cu ce vârstă ai? 9. Ai alt ocupat decât să stai cu telefonul la mână la 9 ani? Ah, regret. Bine, doamne. Bine. Bun, copiii erau cu altcineva la ascultați-mă un pic. Da, era. Păi dumneavoastră câți ani are copița? Da, ascultați-mă. 6 ani. Casă, m-am dus. Și s-a dus până în casă. Păi da, dar ascultați. Cam câine. Bă, dar explică-i frumos. Sau că mintea să stai și până asta lângă fetița. Cine chestie minună. Dar copilul ăla a costat și mi-a bătut mie fetele. Bun, împingându-se reciproc pentru o filmare pe care a făcut-o băiețelul. Nu e adevărat, doamnă, o să demonstrez. Bun, unde l-a lovit-o pe fetiță? A făcut păr, da? Păr. Te-a tras de păr? Tu ai făcut ceva băiețelului? Nu. Voi ați făcut ceva băiețelului? Nu. Nu ne-am jucat. Toți ați fost acolo? Da. Da. Afară de fata. Noi ne-am jucat cu cărcioale și pe el nu interesa ce facem noi.
Deci... Acum sunteți copii, puteți să vă jucați cu toți, știi? Doamna chiar dacă... polițist, am uitat cum vă chemați. În primul rând, eu în calitate de deputat n-am să mă bag cu nimeni pentru copii. Pentru că ei se împacă. Dar pentru faptul că el a adus niște acuzații... Câmpian Andrei Onel. La adresa familiei noastre, Andrei mă cheamă.